Jurnalele RTT. Știri la fix. Platformele de gunoi din Brașov sunt răscolite zilnic de grupuri bine organizate. Mai multe persoane au fost surprinse recent că ridică de pe platformele de depozitare a deșeurilor saci încărcați cu materiale reciclabile, în special peturi din plastic. Hoții din tomberoane caută și doze de aluminiu, sticlă, metal și, în general, tot ce poate fi comercializat. Poliția locală declară că îi cunoaște și că le-a aplicat numai în ultima lună peste 100 de amenzi. O filmare realizată pe 20 octombrie de către Asum Brașov surprinde modul de operare al unei grupări care acționează în zona Astra, la platformele din jurul ocolitoarei mici a Brașovului. Mai multe persoane au fost surprinse cum cară sacii uriași încărcați cu peturi peste calea ferată, departe de ochii lumii, într-o zonă acoperită de vegetație. De aici, sacii sunt încărcați într-o dubă și transportați la o firmă din apropierea Brașovului care se ocupă cu reciclarea deșeurilor. Oamenii care locuiesc în zonă spun că acestor căutători prin tomberoane li se datorează mizeria de lângă platformele de gunoi, dar și mulți dintre vecini sunt la fel de vinovați. Vin și se aprovizionează, că doar ce să vă facă și ei? Că... Da, astea sunt gratis. Tot ce găsesc, uite, acum câte chestii sunt acolo. Sunt și fiare, sunt și plasticuri și toate. Vecinii noștri când fac curățenie nu pune la container acolo pentru că așa se pune civilizat. Oamenii ăștia care îi avem, e cu mintea coaptă, nu îi poți să învăța, dar dacă pune intenționat, ce să le faci? Și dacă le spui, formă caz victimă. Persoane care și scotocesc pe acolo? Care scotocesc? Persoane care nu sunt din zonă și care caută acolo. Da, sunt. Poliția locală declară că cunoaște aceste cazuri împotriva cărora a aplicat de la începutul anului peste 600 de sancțiuni în valoare de 250.000 de lei. Numai în ultima lună, oamenii legii au dat peste 100 de amenzi persoanelor depistate că ridicau deșeuri din pubelele de gunoi. Poliția locală este în alertă și în ceea ce privește salubritatea. Sunt verificate zilnic platformele de gunoi. Vorbim totuși de 1000 de platforme pe toată raza municipiului Brașov. Suntem în legătură permanentă cu operatorul de salubritate și acolo unde sunt probleme, sunt chemați să le rezolve. În ultima perioadă au fost aplicate peste 100 de sancțiuni, atât celor care au fost identificați că aruncau deșeuri în locuri nepermise, sau celor care scotoceau în gunoi. Persoanele depistate că aruncă sau depozitează deșeuri pe domeniul public sau privat, dar și cele surprinse că scotocesc în pubelele de gunoi, sunt pasibile de amenzi cuprinse între 500 și 1000 de lei. Aleea de sub Tâmpa va deveni pietonală. Nici mașinile mici, dar nici măcar autocarele nu vor mai avea voie să parcheze aici. Strada se va închide complet circulației auto. În schimb, în câteva săptămâni, autocarele vor putea fi garate în parcarea care se amenajează în zona fostului stadion municipal, după ce turiștii vor fi lăsați în livada poștei. Decizia a fost luată de municipalitate după ce aleea se transformase într-o mare parcare publică. Asta în timp ce autocarele își lăsau turiștii în centrul istoric al Brașovului, blocând complet circulația. În ultima perioadă, alea de sub Tâmpa devenise mai aglomerată, să spunem, decât poate o stradă din municipiul Brașov. Se circula foarte intens, foarte mulți șoferi de mașini mici încercau să-și găsească loc de parcare acolo, pentru că nu se plătea. Cei cu autocarele, deși acolo trebuiau să îmbarce și să debarce turiștii, cu toate acestea ei îmbarcau și debarcau pe străzile din Brașov, pe Mureșenilor, pe Nicolae Bălcescu, blocau traficul. Și după aceea se retrăgeau pe alea de sub Tâmpa. În câteva săptămâni, autocarele vor fi obligate să parcheze în zona stadionului municipal, unde se lucrează acum la amenajarea parcării. Înainte vor putea însă lăsa turiștii în zona fostului cinema Astra, în livada poștei. De aici, turiștii vor putea lua autobuzul turistic, autobuzele RAT sau vor putea merge pe jos până în centrul istoric. După ce se va închide circulația, aleea de sub Tâmpa va deveni un loc de desfășurare a unor evenimente precum târguri, concerte sau festivaluri. România și-a adjudecat prima medalie la Jocurile Invictus din Australia. Performanța a fost obținută de făgărășanul Dumitru Paraschiva, care a cucerit bronzul în proba de canotaj în sală. La Jocurile Invictus, patronate de prințul Harry al Marii Britanii și găzduite în acest an de orașul australian Sydney, participă militari răniți pe front.
Timp de 8 zile, 500 de participanți din 18 țări se aliniază la startul la 12 întreceri. La Sydney, delegația tricoloră este formată din 15 competitori. Născut în 1983, tata a doi copii, plutonierul adjutant Dumitru Paraschiva, este încadrat la Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânător de Munte Constantin Brâncoveanu din Făgăraș. Tânărul a fost rănit în anul 2009 în Afganistan. În timpul unei misiuni de intervenție rapidă, aflat într-o patrulă mixtă împreună cu o echipă genistică americană, autovehiculul ușor blindat de tip Humvee în care se afla a trecut peste un dispozitiv exploziv improvizat. Militarii au fost atacați concomitent cu focuri de armament ușor de infanterie și lovituri de aruncător de grenade antitank. Dumitru Paraschiva a suferit un traumatism craniocerebral și a stat aproape 2 luni în comă indusă. Leziunile suferite i-au provocat o invaliditate de gradul 2. 0 toleranță față de abuzuri. Sub acest slogan, mișcarea politică România 3.0, condusă de fostul ofițer de informații Daniel Dragomir, vrea, printre altele, elaborarea unei legislații care să oferă protecție aleșilor locali. Printre cei care s-au alăturat platformei la Brașov se numără fostul președinte al Consiliului Județean, Aristotel Căncescu, cercetat în prezent în mai multe dosare penale. Ținta principală a noii formațiuni este ca la alegerile europarlamentare din primăvara lui 2019, România 3.0 să treacă de pragul de 5%. Pe lista obiectivelor noii inițiative este să asigure o legislație clară și transparentă care să le permită aleșilor locali să-și desfășoare activitatea fără teama de a le fi întocmite dosare penale. O componentă acestei structuri politice va trebui să fie o legislație care să le ofere aleșilor locali o protecție obligatorie. Pentru că, dacă mă uit acum retrospectiv, că am condus județul Brașov 15 ani de zile, dacă mă uit retrospectiv, noi am fost efectiv ca niște vânați într-un ring, iar pe lateral procurorii care ne luau la țintă, unul câte unul și în final eu vă spun că dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, probabil că nu scăpa niciunul. Reprezentanții platformei spun că 38 din 41 de președinți de consilii județene și 39 din 41 de primari din localitățile reședință de județ din mandatul trecut au fost sau sunt cercetați penal. Liderii România 3.0 spun că nu mai vor o România cătușelor. Am venit la Brașov să întâlnim prietenii și susținătorii noștri de aici. A fost exact acesta, de a transmite un mesaj că această platformă civică se va transforma și se transformă într-o forță politică care va avea un mesaj național patriotic, un mesaj cu privire la suveranitatea națională și pornim astăzi o organizare în plan local, la firul ierbii, alături de cei care ne susțin, în așa fel încât să fim capabili să candidăm la alegerile europarlamentare din mai 2019. După cum au precizat liderii ei, platforma România 3.0 se situează în opoziție cu mișcarea lui Dacian Cioloș și cu USR. 18 cadavre de porci au fost găsite abandonate pe un câmp de la marginea localității Dumbrăvița. Un localnic a făcut descoperirea pe locul unei gropi de gunoi din împrejurimi, unde cadavrele erau acoperite cu rumeguș, iar mirosul era foarte puternic. Probele prelevate de reprezentanții DSVSA au arătat deocamdată că porcii nu erau infectați cu virusul pestei porcine africane. Cercetările au scos la iveală că porcii nu proveneau de la ferme din România, pentru că aveau crotalii cu numere de identificare din Ungaria. Cel mai probabil, animalele proveneau dintr-un transport de porci trecut prin județul Brașov, iar medicii veterinari cred că porcii au murit asfixiați. Autoritățile locale au fost nevoite să îngroape cadavrele de animale pe câmpul unde au fost găsite. Asta deoarece Seceprotan Codla SA, singura care avea capacitatea de a distruge cadavrele de origine animală, nu mai funcționează fiind în faliment. Creșă nouă în cartierul Astra. Unitatea de învățământ preșcolar de pe strada Apollo, în zona Palatului Copiilor, ar urma să fie gata în 27 de luni de la ordinul de executare a lucrărilor și va avea 80 de locuri. Clădirea va găzdui și sediul Serviciului Public Administrare Creșe Brașov. Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru creșa din Astra a fost semnat în urmă cu o lună. Acum, municipalitatea caută să încheie procedura de achiziție pentru contractarea dirigenției de șantier. Săptămâna trecută a fost publicat anunțul de atribuire pentru SEAP. Noi am încheiat contractul pentru creșa din Apollo, ce vizează realizarea proiectului tehnic și al execuției propriu-zise. În perioada următoare vom definitiva procedura pentru numirea dirigintelui de activității de dirigenție de șantier, astfel încât să putem să dăm ordinul de începere a activității.
Termenul prevăzut pentru executarea lucrărilor este de 27 de luni, dintre care 3 sunt doar pentru proiectare. Creșa ar urma să funcționeze la parterul clădirii și va avea 80 de locuri. La etaj ar urma să fie mutate birourile Serviciului Public Administrare Creșe, care acum funcționează pe Strada Mecanicilor. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproape 9 milioane de lei. Noua creșă ar putea beneficia și de o finanțare parțială din fonduri europene, mai exact doar pentru spațiile didactice de la parter. Finanțarea nerabursabilă este de 98%, respectiv 2,8 milioane de lei din valoarea eligibilă a proiectului. O altă creșă ar urma să fie ridicată în cartierul Tractorul, dar aici municipalitatea este încă la etapa temei de proiectare. În curând însă va fi lansată licitația pentru studiul de fezabilitate. Creșa din Tractorul ar urma să fie construită pe strada Turnului și va avea o capacitate de 60 de locuri. În prezent, în cele 8 creșe din municipiul Brașov sunt 805 locuri, însă cererea depășește cu mult oferta. Dansul contemporan va anima scena brașoveană. La cea de-a doua ediție a Perform Dance, zilele dansului contemporan, în perioada 26-28 octombrie, pe scena Centrului Cultural Reduta, iubitorii dansului vor avea ocazia să vadă 3 spectacole vibrante și o expoziție de fotografie. Spectacolele din acest an, din București, Cluj și Germania, explorează identitatea umană cu fațetele sale de putere și vulnerabilitate, care face față istoriei, presiunilor sociale și sentimentelor. Sunt caracteristicile spectacolelor heterocromia, leviah și nu toți sunt eroi. Vă invităm la Perform Dance, zilele dansului contemporan la Brașov, pentru a vedea mai mult decât dans contemporan sau coreografie, povești de viață pe scenă, cu care oricine se poate conecta. Noutatea acestui an este un spectacol local. Coreografa Ana Maria Guguian cu echipa ei de dansatori amatori și fotografa Orșoia Balint sunt modul nostru de a prezenta și ceea ce se întâmplă la nivel local pe scena dansului contemporan. Nouă este și tema festivalului, care ține cont de fragilitatea și sensibilitățile spiritului uman. Cei interesați să aprofundeze dansul contemporan prin practică sunt invitați la workshopul derivat din spectacolul Nu toți sunt eroi, unde o parte din cele 15 locuri sunt deja ocupate. Proiectul este organizat de Centrul Cultural German Brașov în parteneriat cu Institutul Goethe, Centrul Cultural Reduta. Perform Dance, zilele dansului contemporan la Brașov, este cofinanțat din bugetul municipiului Brașov. Comunitatea academică a Universității Transilvania este în doliu. S-a stins din viață profesorul Emil Stoica, președinte al Senatului Universității Transilvania în perioada 2012-2017, prorector 2008-2012 și decan al Facultății de Matematică Informatică în perioada 2004-2008. Profesorul Emil Stoica a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În 1979 și-a început cariera universitară în cadrul Universității Transilvania, unde a ocupat pe rând pozițiile de asistent universitar, lector universitar, conferențiar universitar și profesor universitar. Profesorul Emil Stoica este cunoscut și apreciat pentru contribuția sa în matematică, domeniile de interes fiind G-structuri de tip Finsler și structuri paracahleriene. Activitatea de dascăl a fost completată de cea politică. A fost președintele CPUN Brașov, deputat FSN în perioada 90-92, deputat FDSN în perioada 92-96, membru al grupului parlamentar al PDSR și chestor în biroul permanent în ambele legislaturi.